Dezvăluirea momentului despre Liviu Dragnea. Nimeni nu a știut asta despre el, atunci a început să. Jurnalista Anca Alexandrescu, fosta consilieră pe comunicarea expremierului Viorica Dăncilă. A relatat în podcastul România lui Cristache despre ruptura care s-a produs între liderii PSD de la acea vreme, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă în cadrul podcastului România lui Cristache de pe canalul de YouTube Hai România. Fosta consilieră pe comunicare a Vioricăi Dăncil a povestit despre relațiile pe care le avea ex-premierul cu Liviu Dragnea și cum anume s-a produs ruptura între cei doi lideri PSD. Mai mult decât atât, Anca Alexandrescu a declarat că am început să cred că poate Dragnea nu e chiar atât de paranoic. La un moment, Liviu Dragnea a început să-mi reproșeze că mă ocup prea mult de Viorica dăncilă și nu mă mai ocup de partid și de el. Atunci a început Dragnea să-mi spună că Viorica e nesinceră, că a început să fie infiltrată de băieții de la servicii. Mi-am zis că e paranoia lui Dragnea și am încercat să echilibrez lucrurile. Am vorbit de mai multe ori cu Viorica și am spus că Dragnea a început să aibă suspiciuni la adresa ei, că trebuie să facă ceva să discute cu el. Până într-o zi când m-am dus la birou dimineața, la 8.30, și secretara mi-a spus să nu intru la dena prim-ministru că este cu cineva. Mi-am văzut de treaba mea și o colegă mi-a șoptit cu cine este, cu șeful Sri, Eduard Helvig. I-am spus lui Dragnea, care a venit imediat la guvern. A ajuns chiar când Helvig ieșea din biroul lui Dăncilă. S-au salutat și atât, după care Dragnea a intrat la Viorica. Nu știu ce au discutat, dar din acel moment am început să cred că poate Dragnea nu e chiar atât de paranoic. Am întrebat-o ulterior pe Viorica despre acest episod, dar mi-a zis că este normal ca șeful Sri să vină să o informeze și să aibă discuții informale, a relatat Anca Alexandrescu.